Avem mai puțini șomeri în județ față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, în luna aprilie s-a înregistrat o rată a șomajului de 5,55%, în scădere comparativ cu luna martie, a anunțat directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, Reghinea Fărcaș. Luna aprilie avem o rată a șomajului de 5,55%, cu 0,45% puncte procentuale mai mică față de luna martie și, de asemenea, avem cu aproape 1% mai mică față de aceeași perioadă anului trecut. Motivele scăderii numărului de șomeri sunt multiple. În medie, în fiecare zi apar în jur de 200 de locuri de muncă la nivelul județului. Numărul locurilor de muncă oferite de angajatori este mai mare. În fiecare zi avem peste 200 de locuri de muncă, oferta dată de angajatori și acțiunile pe care le efectuează zi de zi Agenția Județeană. Cum ar fi informare consiliere, identificare de locuri de muncă noi, legături permanente cu agenții economici, legături permanente cu persoanele care caută loc de muncă. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă vine în sprijinul șomerilor și nu numai, cu organizarea de cursuri de specializare gratuite, care se organizează în fiecare filială din județ.